Marți seară, un romașcan a sunat la 112 și a anunțat autoritățile că are de gând să se arunce de pe podul de fier în râul Moldova. Supărat că a pierdut bani la jocuri de noroc, el s-a urcat în mașină, s-a dus la podul de fier să se arunce în apă, apoi s-a răzgândit, dar n-a mai anunțat autoritățile. Pompierii i-au căutat trupul în apa Moldovei aproape o oră și jumătate. În jurul orei 22 36 de minute, pompierii nemțeni, prin apel la 112, au fost înștiințați despre faptul că o persoană s-ar fi necat în apele răului Moldova pe raza municipiului Roman. La locul solicitării s-au deplasat pompierii romașcani cu o autospecială complexă pentru intervenție, un autoturist de serviciu, o barcă și o ambulanță smurt. Pompierii au căutat persoana terestru pe malul râului Moldova, dar și în mediul acvatic. Până la urmă, bărbatul a fost găsit teafăr după ce a făcut un live pe Facebook. El a fost preluat de polițiști și s-a ales cu o amendă de 4.000 de lei pentru o apelare nejustificată la numărul unic de urgențe 112.